Dragoș Costache este autor de romane polițiste și vi-l recomand. Este excepțional ca autor de poliție. Treaba ta că nu te recomand, te recomand eu, că am citit cartea ca o cititoare. Vreau să întreb, apropo de, mă rog, ideea de cancel culture și asta. Cum îl citești pe Sorin Lavric, de exemplu, și după aia îl prezinți public și îl lași să se prezinte public? Adică eu îl citesc cu intonație la prieteni. Dar cum îl citești dacă are impact? Sau să zicem Andrew Tate, că Lavric cred că nici nu se înțelege. Are impact la categorii ca ea, slavă Domnului, trăim într-o epocă în care există și un mainstream care îl contrazice. Ce ar fi fost să fie într-o perioadă în care putea să facă lucrurile astea absolut netulburat și nimeni să nu caște gura, mai nu e în regulă ce faci. Eu cred că suntem, vezi, asta se întâmplă, Dragoș, cu cât te învechești mai mult în viață, cu atâta dezirabilul se scurtează așa și, în schimb, privirea retroactivă devine foarte importantă. Știi de unde ai plecat și unde ai ajuns dacă timpul din spate e mult mai lung. Deci eu vă spun, din punctul acesta de vedere, voi trăiți în cea mai bună Românie posibilă. I'm sorry to say. Deci nefericitul ăsta, care e un nefericit. Știu că la un moment dat mi s-a cerut mie să spun public părerea despre decoc de femeie. Și am spus, domnule, pare foarte rău, acest subiect a fost epuizat pe toate fețele în 1903, după apariția română. Odată semnalul a fost, nu e nimic original, e o pastișă de 2 lei. Și 3, de ce să mai citesc eu după atât amar de ani o chestie care deja, într-un fel, a fost tranșată toate felurile în urmă cu 115 ani sau 16. Nu, dar cum să spun, pentru amuzament, orice e posibil. Și nu nec că e un subiect, poate fi un subiect de bășcălie și, în general, umorul și bășcălia îi face praf pe ăștia care au o idee absolut solemnă despre superioritatea și prezența lor pe acest pământ. Școlia și omul ajută. Bună seara, mulțumim mult pentru prezentare. Am o curiozitate măruntă. În cu mintea mea de femeie, cum l-ați numit primul mitul românesc, prezentați patru... Cum l-ați numit? Prezentați 4 sau 5 episoade de violență împotriva femeilor, dacă nu mă înșel și mi-aduc aminte bine, unul de viol la adresa unei alte persoane pe care nu o numiți. Sunt curios de ce ați ales să nu dați numele persoanelor care au produs aceste violențe. De exemplu, mi-amintesc că în urmă cu 3 sau 4 ani, la Gala Gopo, la fel cineva din lumea teatrului românesc a vorbit despre evenimente similare în teatru, dar nu a dat nume. De ce această reticență de a numi agresorii? Da, așa este. Nu am dat nume și dacă aș scrie cartea din nou, n-aș da nume. Odată că toate aceste lucruri s-au întâmplat de mult. În al doilea rând că dintre aceștia, trei oameni au murit. Trei. Familiile lor n-au nicio vină. Deci eu nu cred că pot să pedepsesc fiii, nepoții, oamenilor pentru samovolnicia și mizeria taților sau bunicilor lor. Adică în momentul ăla oricum n-aș fi pedepsit pe nimeni altcineva decât pe cei care au urmat. N-aș face asta niciodată. Dacă aș trăi acum, ceea ce nu-i cazul, un episod de genul acesta, bănuiesc că aș spune. Cred că aș spune pentru că e o datorie morală să ajuți la pusul capătului. Eu ce am vrut a fost, dacă vrei să aduc în sfera culturii, în spațiul public, situații prin care, să mă ierte Dumnezeu, nu treci numai în medii joase educaționale.
Și nici dacă ești, nu știu, maricica de nu știu unde, pe care nenorociții ăia o să o gătesc doar bună de ciupit, ci la cele mai înalte nivele culturale. Deci am vrut să atrag atenția asupra faptului că fenomenul acesta este endemic și nu ține de gradul de cultură. Dar n-am scris un eseu filozofic pe tema asta. M-am scos la suprafață și am zis, uite frate, despre asta vorbim. Există acolo în povestea aia cu violul, aia e o poveste atroce. Nici acum nu pot să vă spun cine a făcut-o, dar e un personaj foarte cunoscut. De mare notorietate. O ultima întrebare. Acum? Acum a început întrebările. Bine, poate mai luăm vreo două. Am prins curaj, mulțumesc frumos, pentru că s-a vorbit mai devreme despre reprezentarea femeilor în literatură. Aș vrea să adresez și o întrebare despre reprezentarea femeilor în politică, care știm cu toții că este extrem de mică și în perioada asta și cetățene și organizații, am văzut că este aici și Centrul Filia și noi la Declic, încercăm să presăm șefii de partide și partidele politice. Ai mărțișorul. Da, cu femei în Parlament. Este o cauză comună, zic eu. A făcut feministul de serviciu în grafică. Da, este un desen făcut de Dan Perjovski. Da. Și este de foarte mare ajutor în această campanie. Femei cu voci puternice poartă acest mărțișor în perioada asta, în primăvara aceasta. Ce voiam să vă întreb, adică noi luptăm pentru a obține, da, niște mai multe femei pe listele eligibile, dar dacă aveți un sfat, ce am putea face mai mult, ce pot face femeile din literatură pentru această cauză, eu aș fi foarte interesantă. Eu cred că problema se rezolvă destul de simplu, și anume, dacă în legea electorală se introduce o prevedere, conform căreia nicio listă nu poate fi depusă, listă de candidaturi nu poate fi depusă, dacă nu e în oglindă, nu reflectă populația în oglindă pe sex. Un bărbat, o femeie, o femeie, un bărbat, o femeie. E vorba de schimbarea unui articol din legea electorală. Da? Tu reprezinți minorități etnice și toată lumea acolo, indiferent că e vorba numai de 20 de oameni, într-o minoritate, că există și cazuri de astea aberante. Deci se pare că etnia e un criteriu relevant și este un criteriu relevant să nu vorbească românii în locul intereselor maghiarilor sau al turcilor sau... Na. E absolut firesc. În schimb, pot să vorbească inclusiv la ora actuală 83% bărbați în interesul femeilor. Și pe alea pe care le recrutează, după principiul obedienței, pentru că ești la mâna șefului. Deci, pe scurt, nu văd altă cale, e o cale pe care m-am săturat să o propun parlamentarelor, m-am săturat de discuții pe tema asta, credeți-mă că am aici martori, Laura e martoră, mai sunt și colegele noastre de la Filia martore, deci noi am tocit dreptele Parlamentului, de câte ori am făcut propunerea legată de legislația electorală, de câte ori s-au organizat marșuri pe tema asta și multe din lucrurile care s-au întâmplat din punct de vedere politic au fost forțate, de fapt, fie de lobby-ul feminist, pe vremea când aveai cu cine vorbi. Pentru că principiul egalității de șanse în Constituție și legea egalității de șanse a fost un acord prietenesc între parlamentari luminați la cap și organizațiile astea feministe. Da? Dar erau luminați la cap, nu era nevoie de marș și nici de protest. Acum nu știu cui te adresez, sincer. Nu știu cine înțelege ceva. Și e doar o condiție necesară, nu e și suficientă. Întrebarea mea e acum puțin superfluă după ultima intervenție. Vreau să te întreb, cum ți se pare că este feminismul tinerei generații față de feminismul generației noastre și ce sfatul ai mai da ca să poată deveni mai eficient și mai vizibil? E spectaculos de mult față de generația noastră, nu? Eu am obiceiul să spun că la un moment dat societatea civilă cu toate problemele de drepturile omului și minorităților încăpa într-un autocar în anii 90, da?
Atâta era, dacă se răsturna autocarul, să termine și cu societatea civilă din România. Păi acum, categoric, avem de-a face cu, cum să spun, cu un voie întregi de autocare, se poate înconjura lumea, de feminismul nu mai este un cuvânt de insultă, de înjurătură, nu te suspectează nimeni cum mă suspecteau pe mine că am hormoni masculini, că sunt sterilă, că sunt urâtă cu crest și atunci îi lumea, e adevărat, că îmi crește păr pe corp și alte lucruri. Deci intrăm într-o altă fază. Intrăm într-o altă fază, fără îndoială am intrat de mult în alte faze, din cauza aia. De exemplu, eu sunt, să zic așa, ancien regim și tu la fel. Singura chestie este că trebuie să-ți amintești că n-ai crescut din nimic. Asta e important. Noi am deschis un mod de a privi lucrurile în, din direcția asta, dintr-o altă cultură. Am fost puține și puțini, că și bărbații solidari au făcut asta. Acum azi e mult mai multă lume, dar cred că ce am spus înainte, ce i-am răspuns Alinei, are rost. Nu te poți învârti numai în jurul acestui subiect.